Documentul nu stabilește însă expres când și în ce condiții se admit abateri de la regulamentul general. Astfel, unii specialiști în domeniul alimentelor consideră că această prevedere ar permite importul cărnii infectate, care ulterior va fi tratată. Prim-ministrul Valeriu Streleț dă însă asigurări că situația este sub control și în țară nu vor ajunge produse de carne care reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor. Din partea Ministerului Agriculturii, care este autor acestui proiect, entitățile care l-au avizat, avem toate asigurările că totul este conform legislației și pericole pentru sănătatea populației nu există. Eu mă voi documenta suplimentar și mai detaliat pe marginea acestui subiect și sper să avem o clarificare. Regulamentul a fost aprobat de guvern în data de 5 august și vizează importul produselor de carne. Astfel, au fost aprobate norme de sănătate animală și publică, precum și certificate sanitar-veterinare noi, care vor trebui să fie obținute de către antreprenori. La fel, ANSA va aproba exclusiv importurile de carne proaspătă care respectă cerințele de sănătate publică. Săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis un ordin care permite importul de carne de pui congelat. În document se specifică că ANSA va întocmi o listă specială a firmelor care au drept de a livra Moldovei acest tip de carne. Importul de carne de pasăre congelată a fost sistat în data de 14 iulie, după ce au fost depistate mai multe loturi infestate cu salmonela.